De ce să nu fii fericit, creștine, când pentru tine, pentru mine, din cele mai înalte zări senine, s-a coborât Iisus să ne aline? O clipă gândul ți-l oprește și în liniștea ce se ivește, te întreabă și răspunde bine, de ce să nu fii fericit, creștine? Copiii ți-au crescut, de acum sunt bine, și ai avut și blid și pâine. În casă e cald și vezi, știi bine, că toate sunt din cer, nu de la tine. De îți întorci privirea peste zile, găsi vei și ceva ruine, dar peste toate cele câte au fost, te-ai ridicat și ai găsit în viață un rost. El ți-a scris zile în plus la număr, ți-a fost și sfetnic, dar și umăr. Ți-a pus și pace în familie, o, oare inima-ți mai știe? Ți-a dat și grai, ți-a dat simțire, ți-a dat și cuget și gândire. Și-a coborât tot cerul lângă tine, de ce să nu fii fericit, creștine? Când nimeni nu-ți dădea speranță și poate nici o zi în plus în viață, ca să te bucuri și să cânți, creștine, de aceea ți-a făcut El bine. Iar ca să nu mai rătăcești spre ceruri, să fii puternic, naște vremuri, în ieslea unui staul mic, Hristos, Mesia, a venit. Iar astăzi cerul e deschis, străine, primit e acum oricine vine, de aceea inima-ți deschide larg, Hristos Iisus te așteaptă în prag, când pentru mine, pentru tine, din cele mai înalte zări senine, Hristos a coborât să ne aline. De ce să nu fii fericit, creștine? Fiți